Si. Ni, asta e. mă. papagal. Da. Și si al cu e? Să uităm încoa Du-te, tu ce faine! Nu cred că eu scăpat. Sau ba că e de ras asta. Sau așa să aibă aici turcii. Ai, te-aș te deschide. Nu te du. <coughs> Haide. Hai de. Bate. We have to be. Nu, no, nu. No. We have to be honest, bro. Can stand up, Ați văzut foarte bine și acolo în spate Adi, Ebru, toată lumea, toată lumea. Pas cu pas, holul ăla, battle vina așa lung. Nici că aveam oblon în fiecare dimineață și vedem un tunel și o luminiță la capătul tunelului. În capăt, dreapta și luminița la capătul tunelului. Mergeam tot timpul, mă băgam, nu mă băgam la păr prea Când nu întârziam sau când nu vineam înainte de să intrăm la filmat. Bam, făceam dreapta, mergeam, îmi lăsam bagajul, mă întorceam, făceam părul. Dacă e grăbeam, dacă nu mai stăteam în pat. Foarte fain. Foarte fain. După aia în spate, acolo cu lebă, dar Hussein o întreba dacă dorește să intre și ea ea a dat un răspuns foarte ferm, a zis, a zis nu, nu. Lebă, da, a rămas afară, eu am intrat. Iar înainte să intru, era acolo pe dreapta e holul, sau scările și pe dreapta e masterchef -ul. E masterchef cu tunelul și cum am urcat scările, mi-au pus pelerina aia pe cap și dragilor am zis, începe distracția. Un sentiment de nedescris. Aveam în cap, bă, ăștia, deci ei știau, cu toate că la început acolo vedeți că mă ascundeam prin mașină să nu mă vadă, să nu mă audă, mă cu piera să mă vadă, dar vocea mea și stilul meu de a mă exterioriza sau a mă exprima în anumite situații cu anumite persoane, au făcut în așa fel încât am fost auzit, auzit de, con de către concurenți. Aceștia au vorbit între ei, eu știu că vin. Și ce m-am gândit? Nu numai pentru chestia asta, dar cum am zis, era clar că dacă intru, îți perceput ca fiind ceva superior. Dar nu că superior eu. Ei se gândesc că eu intru cu atitudinea asta. Am intrat la fete, am făcut acolo dansul, bam, dar și și era ciudat. Am deschis ușa, eu am încercat să mimez, să nu se vadă șocul. Dar când am deschis ușa și m-am uitat în dreapta, mă, era canapeaua și cum eram obișnuit, așa, în mare, am văzut, buf, altă față, altă față, altă față, altă față. Deci, în capul meu s-a schimbat ceva, e, a fost ceva magic. Când am deschis ușa și m-am uitat, bam, casa pe care am văzut-o un an și două luni. Și am făcut pas cu pas în ritm de dans acolo pe scări, am mers să pun, așa cum ați minte, să pun biscuiții și iar m-am uitat la concurente și nici o față cunoscută. Dar nu de rușine că nu mă pot integra sau ceva, e altceva aici. Am luat la dans, am luat-o pe aia, o fată extra, o, extraordinară și m-am pus pe canapea și m-am uitat. Și m-am uitat cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Credeți-mă că am vrut să pare un pic așa mai retras la locul meu să înțeleagă că-s dar am intrat într-o stare de-aia dubiosă. După care am început cu Mariana, am continuat cu Jucăușa, Mădălina și v-am și zis Cred că v-am și zis de ce. Am zis că e așa cum e. Dar e publicitate și nu vă pot povesti. Că deja am... Scuzați-mă, dar iară mi-a intrat capul în casa puterea dragoste și mi-a roas acolo. De am început să vorbesc un pic mai... Domol, un pic mai domol. Vă las până începe și intrăm în ei. Bun, sta să, să, dau mai încet. Te recomandă cea, asta altă. Și sunt termin ceea ce am început și mai exact când m-am prins, stăteam, mă uitam acolo la mine, am zis gata, am pus pe mut, ăsta aici cu voi concentrat. Bun, am rămas la fete, v-am zis părerea mea despre fete, o să vă zic la final părerea despre toți ca să nu ratez pe niciunul. La fete nu m-a ajutat cu întrebări, nu m-a ajutat cu așa, o trebuie să încep să descos un pic situația nu am vrut să pozez în ăla toți tot sau așa, mai bine ca un nou concurent, nici blând, bam, numai câte o întrebare, câte o întrebare, câte o întrebare, dar eu îmi făceam mersul. Merge? Merge. A bateria, eu îmi făceam mersul. M-am ridicat, m-am dus la băieți, toate bune, toate frumoase, dar când deschid ușa, am văzut ca cadapelele, de-am crezut că o să fiu ca lupul ăla din Simbad. Eu trebuie să sară peste... Să-și ia vânt, bum, bum, bum Și să sară peste Și Să aterizeze Măi, eu când am văzut prima oară, ălea M-am stat așa, m-am uitat Și instant, primul meu gând a fost Ăstea-s de începători Ăstea-s de începători Bun, am avut două variante Ce fac? Ori iau varianta 1 Ori iau varianta 2 V-am mai explicat, dacă luam varianta 1 Care mi-a trecut la secundă prin cap Și anume, să fac... Ce am fost antrenat să fac în Casa Puterea Dragostei Timp de un an și două, trei luni Un lucru ce nu oricine poate să facă Și mulți au încercat, însă mulți au dat greș Da, aveți dreptate, dragilor Am vrut să mă duc frumos, să mă pun Poziție pe burtă, pe bară, alunecând, jum până jos Dar nu era bine pentru că eu n-am trecut așa prin Casa Puterea Dragostei n-am evitat obstacole chiar cu atâta lejeritate. Voiam să merg călcând pe canapea, bam, 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 în timp ce le ziceam concurenților actuali faptul că au întâmpinat mult mai multe obstacole în casa puterea dragostei ca să nu pun în viața mea de afară, ca să fiu oprit din niște canapele. Dar asta era să mă impun în fața lor fapt pe care nu mi-l doream, că auto, eu deja eram impunător din datorită premiului pe care l-am câștigat. Bă, e ceva ce-a făcut omul și ei știu cel mai bine pentru că ei se află acolo. O câștigat sezonul 2. Eu am vrut să fiu la calm, să le arăt că ei să agită total la și că n-au de ce să prezinte poziția asta defensivă, ci mai degrabă ar face bine să înveți ceva de la mine. Ei bine, m-am dus acolo pe canapea, așa cum a țin minte, am fost, bineînțeles, deranjat de faptul că m o primit așa, nu m-am dus să fac cunoștință cu niciunul dintre ei. M-am pus pe canapea și primul lucru pe care l-am făcut a fost să simt, să deschid un subiect sau două fin. De către cine? Nu, sau către cine? Către George și Moroșanu. De ce? Pentru că Moroșanu, încât câte am înțeles, a făcut chestia asta din gelozie, dar nu e adevărat pentru că am stat și m-am uitat și ei au pus canapeaua. Sau nu știu, poate am dansat când am dansat atunci cu aia, poate am dansat și cu ea, nu știu. În fine, dar dacă e gelozie, nu îmi pui mie obstacole, că poate nu ai destul obstacole să, sau poate nu ai destul obstacole să-l oprești pe bărbatul celălalt să ajungă la iubita ta. În cel mai rău caz îi pui ei obstacole, <laughs> dar nu la băiatul ăla, făcând o paranteză și o glumă. Uh, am aruncat câteva discuții, Marinescu, triunghiul ăsta, dar discuțiile le-am aruncat pe bună știință și nici nu le-am aruncat. Am testat unde e tensiunea, am simțit și George, da, am fost un pic așa, uh, cum să zic, un pic afectat, dar e prea mult spus afectat, pentru că George i-a pus o poză cu mine pe instagram lui, o poză unde zicea că mă ia drept inspirație pentru tot ceea ce a făcut în Casa Puterea Dragostei, e lucru foarte frumos, că mă admiră, însă nu mi-a plăcut că el o șters poza din cauza unor comentarii urâte, iar dacă mă admiri, nu lași anumite comentarii să-ți influențeze admirația ta față de cineva, orice ar fi făcut el, bă, tu, ad nu? tu admiri ce-a făcut acolo. Că după emisiunea aia tu nu cunoști ce-a fost și nici în emisiune nu cunoști, dar vezi ce-am prezentat și am prezentat un lucru frumos. Nu l-am judecat, l-am înțeles. În domeniul ăsta, dacă ți asocizi imaginea cu o persoană care e hate multe persoane urmăresc să nu facă chestia asta. Multe persoane, dacă au cineva un număr puțin de are, au un număr, număr puțin de vizualizări, la videouri sau like-uri la poze într-un anumit moment, mulți caută să nu se asocieze. Caută să se asocieze cu tine numai când ești în top. Și eu nu vorbesc acum legat de mine, persoana mea, pentru că eu n-am probleme, dar văd cum sunt alții și știu cum e gândirea omenească. Ei bine, după ce am testat nu, am... Acum în ea merge și tot îmi e să mă uit, dar încerc să fac abstracție de televizor, dar nici nu pot să-l închid am stat acolo, am încet, încet le-am demonstrat că prietenul lor, Robert, Ayan, niște băieți extraordinari, au venit acolo lângă mine, mi-au dat căldura aia, Marinescu mi-a dat și el o oarecare căldură încă de la început, dar mi-a dat o căldură pe interes, pentru că din câte am văzut Marinescu, o zis, bă, hai să-l închidem. Cu tătic e o glumă, în glumă asta poate să însemne sau poate să ne arate anumite chestii. Da, Marinescu mi-a dat asta un pic mai pe interes, pentru că a văzut că sunt un pic pe idealului, adică zic ceea ce ar vrea el să audă și să se audă. George cu Moroșanu erau, cum ar veni, cocoșii casei și no, un pic s-au simțit deranjați, pentru că era și normal că le-am invadat spațiu, ca și la animale. Bă, tu îți sem teritoriul, bam, și l semnat. nu sunt curioși că ești tu, adică o arăta respectul ăla, dar... Ce faci, bugule? Roman Foileton? Iar nu mă las să-mi fac clipurile. Foileton. Nu mai aprinde și ăla. Să fie concentrație, focalizare. Roman Foileton faci de doare. Dar unde? Că nu-i nimeni acolo. Uite-te în oglindă ca la furat, dacă vrei să te vezi. Ca să Dumnezeu, ce

O mâncat să pizza cu foi să dea adusă de limuzină în fața blocului cu patru mascați, o să vezi la canal de... Am zis, Marinescu, o văzut acolo urmat de... Interes că eram pe aceeași idee, nu zic că e un om sau ceva. Uh, George și Moroșanu am zis că teritoriul era așa le-a încălcat teritoriul, deși mai aruncau câte una caldă. Ei știi cum a fost? Știți cum a fost? Încetul cu încetul, pas cu pas, au venit un pic, un zâmbet, o privire, un alta, băf, și acolo în colț ne-am tras cu toții. Până să dea voie fetelor să vină sau să deschidă ușile la case, s-au dat acolo Robert, mi-au cerut sfat, mi-au cerut Marinescu, mi-au cerut și cred că îl chema Dani, băiatul din Oradea, deci niște beți extraordinari. După care au dat drumul la fete, tăți cupluri, bam, 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 că am rămas uimit. Numai Marinescu era singur. Da, Marinescu era singur. s au retras încetul cu încetul, în capul s dus George cu Moroșanu, iar s retras cu fetele. Aici am stat eu cu Mariana și cu băieții, nu mai știu care dintre ei au fost. Am avut niște discuții cu Mariana în urma discuțiilor, o înțeles și ea că nu sunt om rău și n-am venit cu gânduri alea, am venit numai să ajut să le eliberez un pic viziunea, fiindcă o idee din exterior îți foarte bine în emisiune. Foarte bine și mai ales o idee venită de la unul care a trecut prin emisiunea asta și a și câștigat-o. Totul bine, totul frumos. Ne-am dus în spate, a venit doamna Cristina, domnișoara Cristina, o femeie extraordinară. Am purtat discuțiile pe care le-am purtat. După care au venit favoriții și acolo la favoriți stăteam alături domneșoara Cristina. Și mă, știți ce aveam în cap? Nu vine să cred că eu am fost o zi pe post de prezentator, ceva de genul m-am simțit. Și nu vine să cred cum o singură zi, nici măcar nu era o zi, că știți, trei ori și ceva am stat la filmări. Un singur episod mă poate face să-i cunosc atât de bine pe concurenți și să mă apropiu atât de mult de ei extraordinar de mult și în fiecare concurent parcă vedeam un alt concurent, cum v-am zis de Adriana Ligi. Sora ei, Alexandra, să nu știu cum o cheamă Alexandra, e un fel de pirui, Andreea Pirui, dar din păcate să zic așa, e copia Andrei Pirui. Copia tot timpul e așa mai valoarea e mai josă. Ca așa cum era Andreea Pirui, știa când să fie, când trebuia să fie înțelegătoare și era înțelegătoare. La ea am văzut când nu poate să ajungă la un anumit final, plăcut de ei, o dă că, da, nu mai vreau. Adică foarte iurea urlă și Pirui urla, dar Pirui parcă avea stilul ăla. La ea n-am găsit, găsit stilul ăla din Moldova. Dar acum nu stau să... Nu, poate în alt clip, o să fac alt clip. Dar pe lângă asta că fiecare se regăsește într-un anumit concurent, vreau să vă zic că fiecare are ceva foarte special. Și cum stăteam și mă uitam așa, îl vedeam pe Moroșanu, care e el golanul ăla vagabond și cum îl percepe lumea, vorbe urâte, așa mai departe, dar în el vedeam, zic eu ce am simțit, o dorință de a găsi sau a împărtăși o prietenie sinceră ieșită din comun. La George văd -o foarte mult potențial, dar îl strică nervul. Că ești e șmecherie să poți să-ți controlezi nervii într-o discuție contradictorie la primul care, primul care se enervează pierde. E bine, George, dacă ar lucra la nervi, ar fi o sclipire. Roberto, care e stilul caterincă L aș compara cu Jador, stilul ăla, bine că mai e până la Jador, dar are Caterin ca e faină, să îmbracă foarte fain sau vrea să are simțul ăla. Un băiat extraordinar, Roberto. Nu s acolo în față să-i văd pe fiecare, dar fiecare dintre voi băieți, credeți-mă că aveți potențial și dacă sunteți aici la emisiune și aveți posibilitatea să transmiteți pe marile ecrane, sau să vă prezentați oamenilor într-un anumit fel. Așa să știți că de aici o să vă fie, asta o să vă fie cartea voastră de vizită. Toți care se uită de acasă și creați-mă că se uită, doctori, de toate felurile, toate profesiile, tot, 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 tot. O să te cunoască și o să te perceapă cum te vede aici. Și atunci, ce faci? Nu zic să fii fals, că n-ai cum să fii fals. Ești fals două, trei săptămâni, o lună, două dacă la la fel cum se vorbea despre Mariana, că e falsă. Eu tot timpul am zis, bă, au trecut patru luni. E falsă, e falsă, dar la o încolo că n-ai cum să fii fals patru luni. Eu am dus atunci patru luni și s-o dus și acum, și în ziua de astăzi, îi servează ziua lui Jador. O făcut nuntă cu Jador, Mariana. <laughs> Înțelegeți? N-ai cum să fii fals, mai, mai, ales la televizor. Tot ce vedeți, toate reacțiile cauzate dintr-un anumit scop gelozie, furie, iubire, ură, care e la fel cu furia, aproape. Fetele, la fel, extraordinare, doar că fără să-și dea seama, ele vor să facă un bine, dar totuși fac un rău. Ele vor să o protejeze pe o Mădălina, dar protejându-o -no, nu o lasă pe ea să iasă în evidență. Uh, o groază de chestii. Da, per total, m-am simțit extraordinar de bine. Domnișoara Cristina a fost o surpriză pentru mine. Eu, având o, drept, model de prezentatoare pe doamna Andreea Mantea, vă dați seama că am, aveam așteptări mari, nu? Și când am văzut-o cum intră pe domnișoara Cristina, bang, privirea fixă, pas, 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 s-a pus pe scaun. Și-a pus piciorul și-a întrebat, Livian, atitudinea, tot, 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 viitorul României în ale prezentațiunii sau cum să numesc, prezentărițelor, e <gâng -i> viitorul României în domeniul TV, reality show și așa mai departe. Deci face o treabă foarte bună, Cristina. Și toți cei din puterea dragostei, din stafful puterii dragostei, faceți o treabă extraordinar de bună în continuare. Mă pișcă gâtul, lupul, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru tot și știu că bine primitor când la voi. Așa sunteți și voi la mine. Vă pup și un ultim sfat. Nu judecați, pentru că nu știți niciodată, pentru concurenți. Nu judecați definitiv aspru, pentru că niciodată nu știți toate detaliile. Și înțelegeți și împăcați-vă cu ideea că fiecare percepe o situație în stilul lui. Adică realitatea lui poate să nu fie realitatea lui și nici a lui și nici a lui și nici a ta. Și nici una din ni realitățile lor să nu se amene cu. Înțelegeți? Trebuie să avem răbdare cu oamenii. Sau dacă nu avem răbdare să avem iscusința necesară să înțelegem și să îndepărtăm. Ăsta am fost eu. al vostru lov. V pub še sedem minut.